Pe mulțimea Z ori Z se definește legea de compoziție perechea AB steluță perechea CD egal cu AC și BC plus AD. Hai să înțelegem cum merge legea. Deci primii doi înmulțiți și al doilea cine vine? BC plus AD. Adică primul cu al... Deci primul cu primul și pe urmă primul cu al patrulea, al doilea cu al treilea, da? Bun. Să-ți determine elementele simetrizabile față de legea asta. Întâi hai să văd dacă e comutativă ca să îmi simplific după aceea la element neutru și la simetrizabile. CD ori AB, ce înseamnă primul ori primul, C ori A, și a zis primul ori ultimul plus al doilea ori al treilea, deci CB plus DA. Observați cum ăștia sunt egali, deci ăsta e egal cu AB steluță CD, deci ce înseamnă de aici? Că legea este comutativă, comutativă, da? Și atunci, ca să afle elementele simetrizabile, trebuie elementul neutru. Hai să notăm elementul neutru cu perechea E1, E2. Da? Deci ce trebuie să avem? Perechea AB steluță perechea E1, E2 trebuie să fie egală cu perechea AB pentru orice A și B de caz. Întregi de aici, da? Păi, asta înseamnă cine? A E1 și pe urmă A E2 plus B E1 să fie egal cu perechea AB. Egalitatea a două perechi, știți că se face pe componente, da? Deci asta e echivalentă cu cine? Cu A E1 egal cu A și A E2 plus B E1 egal cu B pentru orice A și B întregi. Cum am pentru orice A și B întregi, atenție, vin aici și zic, păi dacă A este 1, de exemplu, că dacă e 0, 0 egal cu 0. Ce-mi dă? E1 egal cu 1. Reciproc, dacă E1 este 1, înlocuit aici, A ori 1 face A, într-adevăr, pentru orice A întreg, da? Deci E1 este 1, îl introduc în a doua și îmi dă A e 2 plus B egal cu B, B cu B să duc, A e 2 egal cu 0. Din nou, pentru A egal cu 1, observați, rezultă E2 e 0. Dacă E2 e 0, într-adevăr, rezultă A ori 0 egal cu 0. Prin urmare, elementul meu neutru va fi elementul 1 și 0. Da? Dacă ăsta e elementul neutru, nu? Observați. Și acum, ca să găsesc elementele simetrizabile, ce înseamnă? Orică, pentru un element AB aparținând lui Z ori Z, hai să luăm elementul, să zicem, XY aparținând lui Z ori Z, nu? Astfel încât ce? AB steluță XY să fie elementul neutru 1, 0. Observați că fac numai într-o parte, nu fac nici aici, n-am făcut și invers, pentru că legea era comutativă. Deci nu mai luăm într-o parte, da? Ce înseamnă asta? Primul ori primul A ori X și A ori Y plus B ori X trebuie să fie 1, 0. Pe asta echivalentă cu cine? Cu A ori X egal cu 1 și A Y plus BX egal cu 0. Păi de aici rezultă cine? Mă interesează inversul ăsta, da? X egal cu 1 pe A, evident cu A diferit de 0, pentru că A egal cu 0, mi-ar da 0 egal cu 1. Dar ăsta trebuie să fie întreg. Atenție! Păi ce rezultă de aici? Că A trebuie să fie divizor al 1, A plus minus 1. Și am două cazuri. Dacă A egal cu 1, iată, X-ul rezultă. X-ul egal cu 1, iar din a doua ce-mi dă A egal cu 1, vine Y plus B egal cu 0. Prin urmare, Y-ul meu este minus B, dar B-ul este întreg, deci este ok, da? Deci toate elementele de forma A1, 1 și un B oarecare sunt inversabile, dacă, cred că asta îmi cere, simetrizabile, da. Dacă A este minus 1, iată, de aici îmi iese X egal cu minus 1, înlocuit în asta, ce îmi dă? Minus Y minus B, da? Că X-ul este minus 1, egal cu 0, deci Y-ul este cine? Minus B. Prin urmare, și ăsta este întreg. Deci, iată că și elementele de forma minus 1B sunt simetrizabile. Deci, elementele simetrizabile sunt plus sau minus 1 cu un B și cu B în trec, da? Hai să vedem dacă găsim în grill. Plus minus 1 cu un B și B întreg. Observați, răspuns corect D.